fiecare dată în preajma alegerilor partidele vechi, PNL și cele puțin mai noi, în speță USR, s-au bătut cu pumnul în piept că vom discuta despre transparența cheltuirii banului public. Avem dovada că însăși la instituția prezidențială nu regăsim această transparență. Și apropiindu-le de anul 2024, evident că în ultima perioadă s-au putut observa în spațiul public anumite mișcări politice. Și anume, la acest moment avem o întărire a Alianței pentru Unirea Românilor, element pe care îl vom dezbate prin prezența distinsului nostru invitat, domnul principe Șerban Dimitrie Sturza. Bine v-am găsit! Da, așa cum ați constatat cu toții, Alianța AUR se consolidează. În această săptămână, Alianței AUR i s-au alăturat două noi partide, Partidul Satul Românesc și respectiv Alianța Renașterea Națională, condusă de cunoscutul avocat de prestigiu internațional, Petre Costea. Acest pas este un pas important în consolidarea opoziției și în pregătirea pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din 2024. Este foarte important să coagulăm opoziția împotriva ceea ce ei au numit Blocul Democratic PSD-PNL. Fac o paranteză pentru a vă spune că această denumire de bloc democratic ne duce cu gândul în anii 50, când a mai existat această denumire vehiculată și atunci. Alături de noi, pe lângă parlamentari, pe lângă partide, vin și personalități ale vieții publice din România, oameni care nu au mai făcut parte dintr-un partid politic, așa cum nu a mai făcut parte nici eu, spre exemplu, celebrul avocat Gheorghe Piperea, bine cunoscut de către public. Săptămâna viitoare vom avea alte surprize importante, deoarece încă două partide vor intra în Alianța AUR. Doar împreună suntem puternici și doar împreună putem atinge o țintă: câștigarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2024, care ulterior vor da și celelalte majorități.